Știu. Magia lumii cărților. Era o zi frumoasă de școală. În timpul primei ore din ziua de școală am avut română. Profesora ne-a spus că la biblioteca orășenească se va desfășura proiectul Lectura pentru mine și ne-a comunicat condițiile de participare. Pentru a putea participa la acest proiect, trebuie să completăm niște formulare, dar vom avea nevoie și de semnătura părinților. Eu am fost foarte încântată. Odată ajunsă acasă, m-am grăbit să le spun părinților despre acest proiect și să îi întreb dacă sunt de acord să particip la acest proiect. Următoarea zi eram foarte fericită deoarece părinții mei au fost de acord să mă lase să particip la acest proiect. A treia oră am avut română și am putut să îi spun profesoarei că părinții mei au fost de acord să mă lase să particip. Doamnele directoare ne-au însoțit la bibliotecă. Acolo doamnele bibliotecare ne-au explicat ceea ce vom face în acest proiect. Ne-au spus că vom avea șansa să citim ceva la alegerea noastră, dar vom citi mai multe moduri online, pe internet, tradițional, din carte, pe e-reader. Cititul online pe internet mi s-a părut foarte comod, deoarece luminositatea calculatorului era foarte puternică și statul atât de mult pe scaun este foarte incomod. Cititul tradițional mi-a plăcut mai mult, deoarece așa citisem de când am început să buchisez literele. Cititul pe e-reader era ceva nou, dar mi-a plăcut foarte mult, deoarece pot citi oriunde. Am comparat cele trei moduri de citit, dar cel mai mult mi-a plăcut să citesc în mod tradițional, deoarece așa am citit prima oară de când am început să buchisez literele. În final, pot să spun că mi-a părut foarte bine că am avut șansa de a participa la acest proiect.